Din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 și capitolul 2, vom lectura câteva pasaje. Începem cu capitolul 1, versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Capitolul 2 cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Continuăm cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați, și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați credincioși, la această zi de sărbătoare, sărbătoarea cinzecimii, am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj al cărui titlu se găsește sub forma unei întrebări, întrebare pe care de fapt au ridicat-o ascultătorii lui Petru în ziua cinzecimii. Întrebarea a fost: Fraților, ce să facem? Subiectul nostru poartă această întrebare și cu întrebarea ne vom mișca spre patru răspunsuri pe care le găsim în cuvântul lecturat. Fraților, ce să facem? Întâi de toate, aș vrea să observăm trei adevăruri mari în contextul cărora această întrebare trebuie să fie pusă. Primul adevăr se referă la existența sufletului omenesc și după moarte. Dumnezeu ne-a dat viață, ne-am născut și acum trăim. Purtăm fiecare în interiorul nostru un suflet a cărui existență trece dincolo de hotarul mormântului. Sufletul nostru trăiește în vecii vecilor. Moartea este doar o trecere într-un alt stadiu al existenței noastre și nici de cum o stopare a existenței noastre. Purtăm, avem, suntem un suflet viu și acest suflet trăiește în vecii vecilor. Întrebarea ce să facem are cu atât mai multă importanță cu cât ea este pusă în contextul existenței eterne a sufletului nostru. Al doilea adevăr, în contextul căreia trebuie pusă întrebarea ce să facem, se referă la certitudinea morții fizice. Cu siguranță vom muri din punct de vedere biologic. Cel mai tânăr dintre noi, în cursul vremii, va muri și el. Eu nu știu cât va mai rândui Dumnezeu ca pe această planetă să continue viața, cât mai este până la revenirea Domnului nostru Hristos, până la ziua de apoi, nu știm, dar dacă va fi ca aceste evenimente finale să fie amânate încă 150 de ani de aici înainte,
cu certitudine că fiecare dintre cei care acum trăim și suntem aici, vom muri. Vom muri. Întrebarea ce trebuie să facem trebuie pusă în contextul acestei realități. Al treilea adevăr, în contextul căruia trebuie pusă întrebarea ce trebuie să facem, se referă la certitudinea existenței lumii de dincolo. Dincolo de hotarul lumii în care trăim, se deschide o altă realitate, o altă lume, lume viitoare, o lume reală, o lume în care există ființe, o lume în care ne vom muta și noi odată cu moartea, o lume în care, potrivit Scripturii, există două locuri, rai și iad. Întrebarea ce trebuie să facem capătă mai multă importanță când o pui în contextul existenței raiului și a iadului. Așadar, stimați frați, stimate surori de credință, pornind de la aceste trei adevăruri, existența noastră eternă, certitudinea morții fizice și certitudinea lumii de dincolo, cu rai și iad, în contextul acestor trei realități, haidem să mergem spre răspunsurile la întrebarea ce trebuie să facem. Nu trebuie să pierdem din vedere că această întrebare a fost născută în inima oamenilor de Duhul Sfânt. Întrebarea nu s-a născut din inima unuia care n-avea nimic de făcut. Întrebarea nu s-a născut de la sine. Nu s-a născut din lipsă de activitate. Ea s-a născut într-un moment de mare urgență. S-a născut în urma unei activități interioare a Duhului. Duhul a străpuns niște suflete și în urma acelei mișcări interioare masive, oamenii au întrebat ce să facem. Ce e de făcut? Întâi de toate, primul răspuns, răspuns fundamental, este să ne întoarcem la Dumnezeu. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Și primul răspuns la întrebarea ce trebuie să facem. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Prin păcatele săvârșite, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Este ca și cum prin păcate ar fi făcut din pământ cărămizi, cu care ar fi construit un zid între ei și Dumnezeu, între noi și Dumnezeu, și cu respectivul zid ne-am înconjurat și l-am construit până deasupra noastră și l-am închis ca și cum am închide un turn, iar în întunericul beznei dinăuntru am început să ne continuăm existența fără Dumnezeu. Nefericire, suferință, moarte, frustrare, neîmplinire, disperare. Ce trebuie să facem în acest context? Răspunsul este simplu, să ne întoarcem la Dumnezeu. Apostolul Petru a vorbit despre întoarcerea la Dumnezeu în cuvintele pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în apă în numele Domnului Iisus spre iertarea păcatelor voastre. Dumnezeu îți cere să te întorci la El. Nu e vorba aici de un mesaj confesional, este vorba de un mesaj spiritual. Dumnezeu îți cere să te întorci la El. Poți aparține unui biserici în care cei mai mulți oameni sunt întorși la Dumnezeu și cu toate acestea să nu fii întors la Dumnezeu. Poți să te fi născut într-o familie de oameni întorși la Dumnezeu și totuși să nu fii întors la Dumnezeu. Poți să ai o viață religioasă activă și totuși să nu fii întors la Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, oameni buni, este să ne întoarcem la Dumnezeu. Biblia ne cere să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu ni se cere în primul rând să facem misiune. În primul rând ni se cere să ne întoarcem la Dumnezeu. Misiunea unor oameni neîntorși la Dumnezeu este bagiocoră, nu misiune. Misiunea binecuvântată de Domnul este săvârșită de aceia care s-au întors la Dumnezeu. Primul lucru care ni se cere este să facem o schimbare în viața noastră, o întoarcere, pocăință curată, sinceră. Cuvântul lui Dumnezeu despre această întoarcere ne vorbește în câteva locuri, aș vrea să mă refer doar la trei dintre ele. Isaia, capitolul 45, versetul 22, cuvântul lui Dumnezeu spune: întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți,
toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți. Acest lucru, întoarcerea la Dumnezeu, este responsabilitatea noastră comună. Profetul Ioel, capitolul 2, versetul 12, duce mai departe strigarea după întoarcerea la Dumnezeu. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post și plânset și bocet. Întoarceți-vă la mine cu toată inima. Vă rog să observați această chemare. Întoarceți-vă la mine cu toată inima. Este posibil să ne fi întors la Dumnezeu, dar nu cu toată inima. Aduceți-vă aminte de oamenii din vechime despre care s-a spus în Scriptură că l-au slujit pe Dumnezeu, dar nu cu toată inima. Există posibilitatea să rezervi ceva din inima ta și să nu te fi întors cu toată inima spre Dumnezeu. Există riscul convertirea ta să nu fie profundă, să nu meargă în profunzime, să fii ca sămânța care a căzut pe stâncă sau care a căzut între spini. Ceva ai păstrat pentru tine și acel ceva ține minte. Dacă e ceva în inima ta ce n-ai dat cu totul lui Dumnezeu, acel ceva te va trage mereu în jos. Acel ceva va sta întotdeauna între tine și Dumnezeu și îți va lua bucuria. Acel ceva pe care l-ai rezervat pentru tine, care poate să fie 1% din inimă, 99% să fii dat Domnului, dar 1% să fii păstrat pentru tine, un obicei ascuns, o opinie personală, o libertate personală, o trăire păcătoasă, o relație nesupusă crucii Domnului Hristos. Cuvântul spune, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Dacă nu ne întoarcem cu toată inima, nu facem altceva decât să ținem ușa închisă în fața intervenției Duhului lui Dumnezeu peste noi. El se va coborî, Duhul, peste cei care se întorc la Dumnezeu cu toată inima. Biserica Emanuel este chemată să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un al treilea pasaj la care ne vom referi este scris în profetul Zaharia, capitolul 1, versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu spune, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Iată ce cuvânt, ce chemare, această chemare, oameni buni, vine de la Dumnezeu. Poate că între noi în această seară sunt oameni care n-au o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Ceva în relația voastră cu Dumnezeu nu e așezat, după cum dorește Domnul cel înalt. O trăire păcătoasă, o separare de Dumnezeu sau poate o nepredare, o neîntoarcere la credință. Ce trebuie făcut în această zi de sărbătoare este să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Dacă e cineva care încă nu și-a predat viața Domnului Iisus, să o facă acum cu toată inima. Dacă e cineva care nu s-a consacrat destul, să se consacre acum cu toată inima. Dacă observi în viața ta un obicei păcătos care poate să țină de vorbire, sau care poate să țină de privire, sau care poate să țină de o relație, predă-te lui Dumnezeu cu toată inima, întoarce-te la Dumnezeu cu toată inima. Această chemare a lui Dumnezeu trebuie să primească răspunsul nostru. În privința aceasta, Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un răspuns pe care să-l dăm grabnic. Amânarea răspunsului este moarte sigură, moarte spirituală. Cu fiecare zi amânată spre răspunsul întoarcerii la Dumnezeu, inima se va împietri tot mai mult, cel rău va câștiga tot mai mult teren și cât a fost din predarea bună va fi compromis, se va compromite prin faptul că inima nu este dată întru totul lui Dumnezeu. Vă chem fiecare să ne cercetăm sufletul. Este inima noastră predată întru totul lui Dumnezeu? La întrebarea ce să facem, primul și a zice cel mai important răspuns este să ne întoarcem la Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, la întrebarea ce trebuie să facem, Sfânta Scriptură prin Sfinții Apostoli dă un răspuns pentru oamenii care se întorc la Dumnezeu. Să ne botezăm în apă. Cei care s-au botezat în apă, slăvit să fie Domnul, botezul lor este legământ cu Dumnezeu și nu mai trebuie să fie repetat. El trebuie doar să fie reîmprospătat, reafirmat, reamintit, rededicarea față de Dumnezeu trebuie să țină proaspăt mereu legământul pe care l-am făcut cu Domnul, nu trebuie să ne botezăm din nou, dar trebuie să păstrăm legământul pe care l-am făcut, jurința pe care am dat-o lui Dumnezeu, acolo în apa botezului, când am spus că îl vom sluji pe Dumnezeu până la moarte. Dar aceia care încă nu s-au botezat în apă,
La întrebarea ce trebuie să facem, răspunsul lui Dumnezeu este să vă botezați în apă. Mesajul lui Dumnezeu transmis în ziua cincizecimii în Ierusalim a fost: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Se cere acest răspuns. Botezul în apă, după învățătura Sfintelor Scripturi, este răspunsul pe care îl dă omul care se întoarce la Dumnezeu, înțelegând că trebuie să îl slujească pe Dumnezeu, alege să facă legământ cu cel preanalt. Un copil mic nu se poate boteza în apă în sensul legământului hotărât de Dumnezeu. Nu vreau să intru aici în foarte multe detalii, poate că nici nu este necesar, cât aș vrea să subliniez. Dacă este cineva aici care a ajuns la vârsta maturității, a responsabilității morale, a trecut de vârsta de 15-16 ani, trebuie să te întorci la Dumnezeu cu toată inima și să hotărăști să te botezi în apă. În biserica noastră este deschis un curs de pregătire biblică pentru cei care se vor boteza în apă. Slăvit să fie Domnul pentru aceia care deja participă la acel curs biblic. Sunt peste 15 persoane care se pregătesc. Dumnezeu să mulțească numărul lor. E posibil ca unii dintre dumneavoastră să fi venit la casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul că veniți. Găsiți plăcere în ce auziți în casa lui Dumnezeu. Vă identificați cu ce se întâmplă în adunare. Cântați cu cei ce cântă, vă rugați când se fac rugăciuni. Ascultați când se predică Evanghelia lui Dumnezeu și chiar onorați lucrarea lui Dumnezeu cu banul dumneavoastră. Este un lucru frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar dați-mi voie să vă spun cât se poate de ferm. Fără decizia de a vă boteza în apă, vă țineți singuri în afara poporului lui Dumnezeu. Trebuie să luați decizia de a încheia legământ cu Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a dat două răspunsuri. Întoarceți-vă la Dumnezeu și botezați-vă în apă. Întoarceți-vă la Dumnezeu și botezați-vă în apă. Amin. Dacă se întâmplă cumva ca printre noi să avem frați care au cunoscuții de lor, care nu sunt prezenți la adunare și care încă nu s-au întors la Dumnezeu și nu s-au botezat în apă, vă rog să le duceți această veste. Ei trebuie să facă legământ cu Dumnezeu. Nu este suficient să vii la biserică. Trebuie să intri în familia lui Dumnezeu intrând în legământ. Nu e suficient să te rogi în biserică. Trebuie efectiv să aparții poporului lui Dumnezeu prin unirea tainică cu Hristos în moartea și învierea sa, care se săvârșește doar în apa botezului. Doamne ajută! Al treilea răspuns, ce trebuie să facem? Apostolul Petru a spus: apoi veți primi darul Sfântului Duh. Trebuie, în al treilea rând, să primim darul Sfântului Duh. Aici cuvântul lui Dumnezeu se referă la botezul cu Duhul Sfânt. În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, versetul 13, Domnul Iisus a învățat cu cuvintele: Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că trebuie să primim Duhul Sfânt. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel, care în Efes, ajungând, a pus întrebarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dați-mi voie să adresez această întrebare fiecăruia dintre noi. Ai primit tu Duhul lui Dumnezeu? Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Și dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, primești în viața ta prezența Duhului lui Dumnezeu ca un flux continuu, ca un proces care continuă în viața de zi cu zi? Că primirea Duhului Sfânt, surori și frați, nu trebuie înțeles, primirea Duhului nu trebuie înțeleasă doar ca un eveniment istoric care s-a petrecut undeva în trecutul nostru, într-un anumit moment al experiențelor noastre cu Dumnezeu. Primirea Duhului Sfânt este un proces, este un eveniment care are un început și face parte, acest eveniment se referă la întâia noastră experiență, la botezul nostru cu Duhul Sfânt, dar este și un proces, o umplere continuă, o devenire continuă a plinătății Duhului Sfânt în viața noastră. Această devenire în continuu, este reprezentarea cuvintelor: fiți plini de Duh. Cuvântul Domnului afirmă în acel text foarte clar: din inima celor care vor crede în mine, vor curge râuri de apă vie.
Spunea cuvintele acestea, versetul 38, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Este vorba de un flux, de un proces, de o continuă revărsare. Nu e vorba de un eveniment care a avut loc cândva doar. Evenimentul reprezintă începutul acestui proces. Prin urmare, frați și surori, membri în Biserica Pentecostală, ce e de făcut? Să ne asigurăm că ne găsim în vadul acestui râu de apă vie. Să ne asigurăm că viața noastră este mereu invadată, umplută cu Duhul lui Dumnezeu, care are loc o infuzie de Duh al lui Dumnezeu peste noi în viața de zi cu zi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Aș vrea să spun, să mărturisesc, că până la urma urmei, teologia pe care o acceptăm determină experiența în care trăim. Dacă vom crede că botezul cu Duhul Sfânt este doar un eveniment care are de-a face cu trecutul nostru și după ce acel eveniment s-a realizat, putem să stăm liniștiți că suntem pecetuiți pentru împărăția lui Dumnezeu, felul nostru de viață va arăta, va reflecta acea teologie. Dar dacă vom înțelege că botezul cu Duhul Sfânt pe care ni l-a dat Dumnezeu în trecut nu este altceva decât o invitație pentru ceva mai mult, nu este altceva decât pășirea într-un fluviu care te cheamă și care te duce în planul lui Dumnezeu și te transformă într-un slujitor al lui Dumnezeu, asta se va vedea după aceea în experiența noastră. Simțământul meu este că Duhul lui Dumnezeu a pregătit răspunsul dat, răspunsul la rugăciunile aduse de noi cu post, aduse în lunile trecute, în anii trecuți, aduceți-vă aminte de câte ori ne-am rugat, în așteptarea trezirii spirituale. Câte săptămâni și zile de post și de rugăciune n-au fost în așteptarea trezirii spirituale. Acum se mișcă ceva, se întâmplă ceva. Biserica aceasta începe să fie mișcată spre evangelizare, spre misiune. Domnul să fie lăudat pentru această mișcare. Dar această mișcare spre misiune, surori și frați, de fapt nu este altceva decât pășirea în vad. Va veni peste noi puterea, prezența Duhului lui Dumnezeu care ne va transporta, ne va însoți, ne va întări, puternici și călăuzi. Domnul să fie lăudat și binecuvântat pentru această lucrare care stă să fie făcută în mijlocul nostru. În sensurile profunde ale botezului cu Duhul Sfânt găsesc cel puțin trei direcții în care botezul, aș putea să zic chiar un întreit botez, deși nu sunt trei botezuri, un întreit botez. Botezul cu Duhul Sfânt, primirea Duhului Sfânt, este un botez al puterii pentru misiune. Primim de la Dumnezeu putere pentru misiune. Suntem împuterniciți, încărcați cu resurse spirituale de la Dumnezeu. Resurse de înțelepciune, resurse de îndrăzneală, resurse de curaj. Înzestrați de la Dumnezeu cu resurse spirituale care depășesc rațiunea. Cu cuvinte pe care ni le va da Dumnezeu, cu darul duhovnicești, cu perspicacitate, cu înțelepciune, cu putere, o mulțime de reflexii ale lucrării Duhului lui Dumnezeu exprimată prin darurile duhovnicești. Nici nu știi cum se manifestă, dar când Duhul vine, ele se exprimă. Slăvit să fie Domnul! Este un botez al puterii. Această putere trebuie să curgă prin noi și prin noi să meargă spre oameni, așa cum prin Petru, în ziua cinzecimii, s-a dus spre cei care l-au ascultat. Apoi este un botez al sfințirii. Viața noastră trebuie să fie curățită. Păcatul trebuie să fie lepădat. Dreptatea lui Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu să se ridice la superlativ în relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, este un botez al dragostei divine. Romani capitolul 5 cu versetul 5 aduce în atenția noastră un cuvânt foarte, foarte profund și foarte interesant. Iată ce este scris. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Aici apostolul Pavel se referă la botezul cu Duhul Sfânt, care capătă o valență despre care personal am predicat puțin. Și cred că trebuie să aprofundăm această latură a botezului cu Duhul Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu ni se dă doar putere pentru misiune. Nu ni se dă doar râvnă ca să ne curățim și să ne sfințim. Ci se toarnă în inimile noastre de la Dumnezeu ceva din natura lui Dumnezeu. Că, surori și frați, dragostea nu este un atribut al lui Dumnezeu. În cărțile de teologie sistematică mereu găsesc atributele morale a lui Dumnezeu, dragostea.
Din punctul meu de vedere este greșit. Dragostea nu este un atribut al lui Dumnezeu. Dragostea este însăși natura lui Dumnezeu. Că este scris, Dumnezeu este dragoste. Și nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu și să nu se reflecte asupra ta dragostea lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt a zice că este invitația pe care o face Duhul Sfânt nouă să intrăm în dragostea Tatălui cu Fiul, împărtășia dintre ei. Este ridicarea noastră. Eu nu știu un eveniment care să adea demnitate mai mare omului decât botezul cu Duhul Sfânt. Iertarea păcatelor, slăvit să fie Domnul. Înfierea, slăvit să fie Domnul. Dar când vine Dumnezeu în tine, când transformă din corpul tău, face din corpul acesta în care s-a sălășuit puterea păcatului, corpul nostru omenesc în care e firea păcătoasă, pământească, corpul care, a cărui mădulare au fost unelte ale păcatului, instrumente ale păcatului, acest corp pe care poate cineva l-ar numi spurca și blestemat, că a săvârșit păcate, gura asta care a mințit, piciorul care a alergat la nelegiuire, mâna care a furat, gura care a blasfemiat și a înjurat. Și dacă este să luăm ființa noastră în toată complexitatea ei, trupul, sufletul, duhul nostru, o spurcăciune pe care păcatul a adus-o în final, în această stare deprimată, de depersonalizare, de robie, de mizerie și de moarte, de suferință și de boală. Botezul cu Duhul Sfânt este ridicarea acestui om căzut și punerea lui într-o stare de demnitate pe care nimeni nu și-a închipuit vreodată că va putea omul să o aibă. Acest corp a fost transformat în templul Duhului Sfânt. Când te gândești din această perspectivă la botezul cu Duhul Sfânt și după aceea te uiți la frați, ei sunt temple ale Duhului Sfânt. Oameni care au fost ridicați și puși pe un piedestal, poate pe cel mai înalt pe care poate să ajungă ființa omenească. E onoarea supremă pe care ne-o face Dumnezeu înaintea învierii morților. Umplerea noastră cu Duhul Sfânt. Transformarea corpului nostru în templu Duhului Sfânt. Iar această transformare, această schimbare, această locuire înseamnă că vine dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. După ce am primit botezul cu Duhul, iubirea față de Dumnezeu trebuie să se vadă. Iubirea față de oameni trebuie să se vadă. De fapt, misiunea se pliază pe această înțelegere. Turnarea dragostei în inimile noastre înseamnă, de fapt, să primim inima lui Dumnezeu, care, surori și frați, arde pentru misiune. Inima lui Dumnezeu arde pentru oamenii păcătoși. În inima lui Dumnezeu este un foc, focul dragostei sale, îl numea Luther, care arde mai puternic decât rugul lui Moise și mai puternic, zicea Luther, decât flăcările iadului. Focul acela al iubirii lui Dumnezeu are în esență pasiunea misiunii. Dumnezeu tânjește după suflete pierdute și le dorește pentru sine. Iar când unul dintre noi este umplut cu Duhul lui Dumnezeu, în el vine natura lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Și cum poți să mai stai nepăsător când vezi că mor oameni fără Hristos? Cum poți să stai nepăsător și să nu pui umărul la efortul de evangelizare și de misiune? Păi dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, te mișcă ceva din interior. Faptul că n-ai avut focul misiunii mă face să mă gândesc serios dacă experiența botezului tău cu Duhul Sfânt a fost autentică. Trebuie să fim foarte serioși, să nu ne mințim pe noi înșine, pretinzând ceva, când de fapt n-a fost. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, ne sfințim, puterea lui Dumnezeu se așează în noi, iubirea pentru misiune, pasiunea interioară pentru a duce cuvântul lui Dumnezeu altora. De fapt, astea sunt efectele, semnele bisericii botezate cu Duhul Sfânt. Trăiri emoționale, slăvit să fie Domnul, sunt din belșug la botezul cu Duhul Sfânt, dar acestea nu reprezintă esența. Vorbirea în altă limbă este un element esențial, important în botezul cu Duhul Sfânt. Una dintre confirmările că s-a trecut de pe linia firească, omenească, normală, pe cea duhovnicească, supranaturală.
supranaturală, miracolul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar scopul în sine nu este să vorbim în alte limbi. Este o exprimare care însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Scopul merge pe cele trei direcții. Putere, sfințire, dragostea lui Dumnezeu pentru misiune. Asta trebuie să ardă în noi, surori și frați. Asta trebuie să ardă în noi. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne aprinde, să ne miște, să ne umple spre aceasta, spre acestea. Aș mai spune că dragostea lui Dumnezeu nu trebuie înțeleasă ca un concept intelectual. Dragostea lui Dumnezeu este de fapt un eveniment, nu un concept intelectual. Este o trăire, este o faptă. E întruparea lui Iisus, este crucificarea sa, este învierea sa, este misiunea lui Dumnezeu. Și acela care primește în el Duhul dragostei nu se poate să nu se identifice cu acest program al lui Dumnezeu. E imposibil să nu te identifici cu programul lui Dumnezeu. Dacă te-ai umplut de Duhul lui Dumnezeu, poți tu gândi altfel decât este inima lui Dumnezeu? Iar în centrul inimii lui Dumnezeu este pasiunea pentru suflete. Poți să-ți dai seama cât este Dumnezeu în tine, după cum îți pasă de sufletele celor care mor fără Hristos. Poți să-ți dai seama cât pulsează, cum curge în inima ta râurile de apă vie, după cum ți s-a mișcat inima spre suflete. Nici nu ne-am dat noi seama, sau poate că ne-am dat, cum Dumnezeu ne-a testat, chiar prin chemarea la evangelizare. Dumnezeu ne-a testat. Dacă după atâtea și atâtea provocări și chemări n-a vibrat inima ta, dă-mi voie să spun, e bai mare cu tine. Nu în tine dragostea lui Dumnezeu, nu s-a turnat prin Duhul Sfânt. Nu se poate să nu vibrezi. Aici nu e vorba de teologie, nu e vorba de creștere spirituală, e vorba de viață spirituală, nu de creștere spirituală. Nu e vorba de învățătură, e vorba de trăire cu Dumnezeu. Prunci în Hristos au unei acest foc. El trebuie să se aprindă în inimile noastre. Doamne ajută! Doamne ajută! Amin! În al patrulea rând, ce să facem? Cuvântul lui Dumnezeu spune să fim martori. Deja cumva am anticipat acestea. Uitați-vă rog felul în care se deschide cartea Faptele Apostolilor. După ce creștinii au primit Duhul, după ce au fost botezați cu Duhul, după ce au intrat în acest flux de viață, de apă vie, care a transportat până la martiraj, pe câmpul misiunii, cuvântul lui Dumnezeu ne arată starea bisericii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătură frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe semne și minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iată starea bisericii botezată cu Duhul Sfânt. Stăruință în învățătura Domnului nostru Hristos, umblare în frică de Dumnezeu, iubire frățească, dragoste frățească, unitate profundă, mărturie pentru Domnul, mântuirea celor din jur, o biserică fecundă, o biserică în care lucrarea Duhului acaparează alte suflete care se întorc la mântuire. Asta trebuie să fie și biserica Emanuel. Dacă nu ne propunem împlinirea acestui ideal, putem închide ușa acestei biserici. Nici n-are rost să ne mai obosim să venim aici. Dacă ne propunem însă să ajungem aici, la această chemare a lui Dumnezeu pentru biserica sa, are sens. Merită efortul. Nopți nedormite, bani cheltuiți, timp pus deoparte, muncă, trudă, rugăciune și post, merită. Pentru că avem în față o viziune, un ideal, să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Slăviți să fie Domnul. Misiune. Dați-mi voie să vă citesc două sau trei locuri din Scriptură. Luca 9, versetul 26. Cuvântul lui Dumnezeu spune: căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa
și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Iată ce cuvânt. Ne stăm față evanghelizarea. Al doilea cuvânt. Matei 10, versetul 32 și versetul 33. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce promisiune, rămâi te rog la versetul 32. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu, a zis Iisus, înaintea Tatălui care este în ceruri. Iată ce oportunitate. Credeți în adevărul acestui cuvânt? Dragi coriști, prin faptul că vă veți ridica în cort și veți cânta două sau trei cântări, îl veți mărturisi pe Domnul Iisus înaintea oamenilor. Și Domnul Iisus vă va mărturisi înaintea Tatălui. Și mai spune cuvântul, și înaintea Sfinților Îngeri. L-ai văzut? E acolo, e cald, a învins rușinea. Nu s-a rușinat de mine înaintea oamenilor, ci dimpotrivă s-a ridicat cu demnitate și m-a mărturisit ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu. Asta este onoare pe care ne-o face Dumnezeu, iar reversul este versetul 33, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Că apoi, în Luca, în capitolul 12, versetul 8 și versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu se spune, eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Frați și surori, vă rog în numele Domnului Iisus, luați aceste cuvinte, rămâneți vă rog la primul verset, versetul 8. Luați, vă rog, aceste cuvinte și faceți din ele programul dumneavoastră pentru următoarele săptămâni. Este chemarea noastră și misiunea noastră. Nu o să predicăm toți. Vor fi câțiva din Biserica Emanuel, fratele Iosif, fratele Lucian, fratele Teo și eu. Ne-am ridicat și am predicat acolo, lângă noi, fratele Călin Trâmbițaș, fratele Radu Câmpianu, fratele Dobrin Emanuel din Cisnădie. Aceștia vor fi oamenii care vor sluji prin predicare, alții prin cântare, corul Sanctus, slăvit să fie Domnul pentru răspunsul lor, sau corul fraților de la Cisnădie, corul Bisericii Emanuel și o mulțime de alte grupuri, Cătălin cu Ramona din Cluj, vor veni, vor sluji împreună cu noi. Poate că unii vor zice, eu nu pot să fac așa, dar dă-mi voie să spun, chiar prin faptul că vei zice, bun venit, este o mărturisire a Domnului Iisus, prin faptul că te vei duce și vei pune într-o cutie poștală, un pliant, este o mărturie pentru Domnul Iisus. Prin faptul că vei zice, Dumnezeu să te binecuvânteze, mă voi ruga pentru tine, este o mărturie pentru Domnul Iisus. Putem face ca să răsune în cer mărturisirea numelui nostru înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Și nu că ar fi acest lucru neapărat obiectivul nostru suprem, cât este o binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu și niciunul dintre noi nu poate să-și dea seama ce ecouri va avea pe pământ o asemenea mărturisire, chiar în viața asta pământească. Știm noi ce se întâmplă în spațiile spirituale? Știm noi ce declanșează din partea Sfinților Îngeri lui Dumnezeu? Ce reacție, ce răspuns care se leagă de familia mea, de locul meu de muncă, de viitorul meu, de profesia mea și de multe alte lucruri, de călătoriile mele, de sănătatea mea, de o mulțime de lucruri pentru care mi-aș cheltui banii și timpul? Binecuvântări ca urmare a mărturisirii făcută înaintea oamenilor. Dumnezeu să fie lăudat. Frații mei, așa mi-e inima că de aș putea v-aș transforma pe toți misionari imediat. Pe unii v-aș boteza în apă cu fratele Iosif, nici n-am gâta seara asta. Am aici așa, văd câțiva, mi sunteți așa de dragi. Iar alții care v-ați răcit în credință, am stat inimă lângă inimă ca să vă ridicați și focul dragoste pentru Dumnezeu să se aprindă în voi. Nu uita, există viață veșnică. Nu uita, mori! Nu uita, există veșnicie! Trebuie să reînvii relația ta cu Dumnezeu, să fii consacrat pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne dă putere! Ce am putea face oare ca să ne mișcăm? Cred că este îndeajuns cât s-a spus. Duhul lui Dumnezeu va face mai mult. Ne va mișca inima, ne va tulbura